Hărți, Centrul de Zbor Cosmic, fiind prima instituție de acest gen din lume, cu baza pe insula Titicaca de pe lacul Cocibolca. Trebuie menționat că începând cu anul 708, fostul Imperiu Chinezesc devine Hanatul Turcic. Alături avem un desen făcut chiar cu acea ocazie. Se poate vedea cum s-a pornit la o săgeată de care era prins un baton de pulbere neagră până la multiscale. Nu scrie undeva în partea de jos a ilustrației, adică treptele multiple de fuzee folosite mai acolo în antichitate și evolumetru. Mai exact, aici undeva este săgeata care a fost folosită în mod real de chinezi în anul 400-500, în care era un baton de dinamită, nu era dinamită, era atașată și săgeata zbura sute de metri. Bine, nu avea o direcție foarte bună, dar cât de cât erau cum săgeți mari, nu erau o săgeți personale, erau săgeți de 2 metri, 3 metri în timp. Cu numărul 2, real, foloseau, în anul 300, era noastră, au folosit pentru prima dată lansatoare de rachete, chinezii. În sensul că aveau mai multe săgeți, 6, 9, 12 săgeți puse în niște lăzi și care dădeau foc și le smeteau plănând spre inamici. Toți au foarte speriați, nu știau ce se întâmplă. Matizul, după 2000 de ani, au făcut rușii cu catrușele lor rachete. Numărul 3 aici este, așa zisa, rachetă, de fapt nu e rachetă, fuzete, i-au zice eu. Din mai multe trepte. De ce e nevoie de mai multe trepte? Pentru că un singur baton de dinamită nu este de ajuns, nu generează destul de putere pentru ridicarea unei rachete până la o anumită înălțime. Până la 10 km, până 10 km cade trapta respectivă și intră în funcțiune a doua treaptă și așa mai departe până se ridică fuzeta, racheta în părțile superioare ale atmosferei. Anii 740-850 era noastră. În ilustrația alăturată avem un plan interior la sfere, cu care s-a efectuat primul zbor spre lună. Se poate vedea clar indicat în partea de jos intrarea ostium, în antecamera presurizată vestibulul. Dacă am învățat ceva cercetătorii romani de-a lungul secolului de ani, încercări a fost aceea că de la o anumită înălțime dată, aerul devine extrem de rarefiat, făcând imposibilă supraviețuirea fără afară de respirat. Totodată a observat că balonul, pe măsură ce urca în atmosferă, își mărește volumul până la explozia sa, prin ruperea materialului care nu mai face parte presiunii din interior. De aceea, la o anumită înălțime, exonauții intrau prin vestibul, prin interiorul balonului, de unde aerul era respirabil, sau își continuau ascensiunea în acela hermetizată. Pentru a păstra presiunea apropiată de cea de la nivelul mării, au pus întăritură în jurul balonului, astfel ca volumul să nu se mărească prea mult și să împiedice astfel distrugerea sa. După mult timp și-au dat seama că forța gravitațională scade cu înălțimea și au putut să calculeze că dincolo de 300 de km înălțimea a devenit neglijabilă. Un lucru extrem de valoros și trebuia luat în calcul în cazul călcului o spre lună. Aici este sfera pe care romanii au călcuit la lună. Acestea sunt de fapt niște fire de care exonauții, oamenii care călcuiau în interior, trebuiau să se lege, pentru că ne fiind gravitație, tuteau de colo-colo și cumva trebuia să se fixeze. Și atunci aveau niște sfor, niște filamentum de care se fixau, practic. Anii 900-1154. Sistemul de propulsie al sferelor era un mixt. Forța ascensională, vigor ascendis, dată de diferența de presiune între aerul din interiorul balonului și presiunea exterioară, iar apoi, începând cu 40 de km înălțime, forța dată de fuzeele chinezești. Pe scurt, în momentul în care balonul nu se mai ridica prin forțe proprii, se montau pe centura special amenajată de fuzeele de concepție chinezească în trepte. Direcția de mișcare era dată de reorientarea lor prin intermediul unor fire film, cum apare scris în desenul alăturat. Observăm că nacelele erau puse una sub alta, denumite cele, de acolo și nacelele. Până în momentul în care se trecea de propulsă explozivă.
când erau introduse în interiorul balonului și ancorate bine. Astfel, între anii 900 și 1950 ale erei noastre, au fost făcute nenumărate zboruri coribite din ce în ce mai înalte, trecându-se chiar și dincolo de punctul de neutralitate al forțelor gravitaționale ale Terei și Luna. Baza de lansare amazoniană-turcită, fiind înaltată mai la nord, în zona lacului Xoloclan, America Centrală. Acesta este balonul cu aer cald, iar cei aici este, de fapt, plasa care îl ține și care îl împiedică să expandeze foarte mult. Jos, sub el, sunt ținute nacele, care sunt aici vreo 6 nacele, care apoi urmează, în momentul dat, urmează să se introduce în interiorul balonului. Iar, în momentul dat, pentru a-și continua călătoria spre lună, nemai fiind aer, nemai fiind atmosferă, sunt nevoie de rachete care se montează pe exteriorul sferei. Trebuie să menționez că toate aceste lucruri nu sunt deloc fantastice, sunt extrem de științifice. Acest lucru se poate oricând realiza. Deci nu este o fantasmagorie sau o chestie care o viseze noaptea. Acest sistem este posibil și este extrem de fezabil, doar că nu se merită, adică na. Faci o poză toate din partea aia încoace. Până nu adori. 11 martie 1883. Până nu adori. În data de 11 martie 1883, Zicaret Fiatus a făcut primul pas al unui transport ceresc. Știm cu toți că putem lucra acest lucru. Pentru 5 minute la o distanță de 10 metri de sferă, cât e permitat cu fumul cu aer, a fost cel mai depărtat explorator uman din istorie. La aproape 2000 de ani de la zborul orbital din Caros, omenirea a ajuns în cosmos. Aici sunt prezentate cele 4 etape ale zborului spre Luna. Așa. Ieșirea. După ce sfera a fost stabilizată pe suprafața Lunii cu ajutorul unei ancore, Michael Fiatus a făcut prima ieșire a unui om pe altor cosmic decât Terra. Furtunul de aer era scurt tocmai din cauza ca să aibă cât mai puține pierderi pe traseu. Istoria acestui eveniment a fost scrisă de mii de ori, nu o mai exprimem aici. Și a însemnat acest lucru. A deschis drumul spre Marte. Dar numai 20 de ani, după aceea, omul a ajuns pe alte planete. De acolo, istoria a luat o trăsătură pe care nu ne așteptam.